Mulțumim! Simpatică, simpatică, domnișoara. Simona Naie, bună dimineața, bine ai venit. Nața. Te-aș pupa, dar nu pot, sunt în rol, îmi pare rău. Ne-am venit, dar nu pupă pe nimeni. Știu, știu, și trebuie să fie așa mai dur. Exact, și are și gura strâmbă, de-aia nu poate să pupe. Exact. Te-ai chemat din nou motive, unul pentru că ai înțeles și doi pentru că vrem să știm cum se ajunge să pui vocea pe o piesă de genul ăsta, ce după aia se aude la cinematograf, pe DVD, pe Blu-ray, etc. Este destul de simplu, te duci și dai un casting, nu contează cine ești, nu contează numele tău, trebuie să dai o audiție, iar cei de la Disney, Disney-ul mare, te vor accepta sau nu. Am înțeles. Intri într-o bază de date și te sună ei. Nu, nu, la fiecare rol pe care îl faci, dai din nou audiție. Am înțeles, de-aia n-am ajuns niciodată, că i-am dat-o. Da, dai din nou din audiție, am făcut majoritatea prințeselor Disney, am făcut și Yasmin, am făcut chiar și Tangled, penultimul film, celebrarea Puzzle. Da. Trebuia să fac și Frozen, dar din păcate ghinionul meu a fost că am fost foarte răcită. Păi la Frozen să fii răcită, îți dai seama ce ghinion. Păi ghinion, da, să știi chiar că uite, cu gheață, cu frig. Faci vocea normală sau doar vocea cântată? Depinde. În Aladdin am făcut și dublajul, și text. Am făcut tot personajul. Ce se pare mai greu la dublaj? Îți dai seama, eu fiind cântăreață, da. Mi s-a părut destul de greu să... Ce, să vorbești coerent? Să vorbesc coerent, dar e mai dificil puțin. Da, că trebuie să joci, de multe ori să scâncești, să chiței, să scoți totul din zgomote. Exact, dar mi-a reușit. Și chiar mi s-a spus că am talent. Așa mi s-a zis și mie, dar nu e adevărat că nu m-au mai sunat. Am fost odată... Poți să te uiți la Aladdin să vezi dacă îți place sau nu. Am fost odată un hamster și nu m-au mai sunat. Cred că n-am fost cine știe ce ca hamster. Dar e foarte bine pentru că m-am dus la casting să fiu un porumbel și m-au transformat în personaj secundar hamster. Simona Naie, la Neața, ușor de găsit pe internet. Și pe Facebook, Simona Naie Oficial. Sau pe DVD, pentru că, iată, prin toate prințesele o regăsiți. Hai să luăm scurt.